Bun găsit la Farfuria Veselă! Astăzi o să pregătim chifle vesele de... Și pentru asta avem nevoie de drojdie, bineînțeles. Eu am aici un cubuleț de 42 de grame. O linguriță de zahăr, 2 lingurițe de sare, 10 linguri de ulei, semințe de susan pentru a orna chiflele noastre, 500 de ml de apă și făină cât cuprinde. Punem zahărul deasupra. Formăm un pic drojdia noastră, dar în câteva momente, după ce drojdia întâlnește zahărul, se lichefiază. Nu trebuie să vă bateți prea mult capul cu ea. O las acum câteva minute în compania zahărului. Drojdia mea s-a lichefiat, după cum vă spuneam. Acum voi adăuga apa, călduță trebuie să fie, pentru ca maiaua să crească mai repede. Și acum începem să adăugăm făină, puțin câte puțin. Va avea consistența unei smântâni mai groase. Suficient. Acum voi acoperi vasul meu și îl voi așeza într-un loc călduț, fără curenți de aer, pentru ca maia mea să crească frumos. Maiaua mea a crescut, au trecut 10 minute. Am pus sarea. Voi începe să adaug făină, puțin câte puțin, până va forma un aluat care va putea fi frământat. Pun și ulei, păstrez așa o lingură pentru a da pe deasupra chiflelor. Și amestec utelul până când îmi va permite aluatul, când se va îngroșa și nu va mai putea fi lucrat utelul, voi frământa cu mâinile. Voi scutura telul acum. Voi curăța bine. Și cu mâinile începem să frământăm aluatul nostru. E o cocă moale, dar mai trebuie făina. Și
acum pe platul de lucru aluatul meu ca să-l frământ bine. Va merge acum în bol, voi acoperi acum aluatul meu cu un prosop și îl voi pune într-un loc cald să crească. Aluatul meu a crescut. Voi mai pune făina pe platul de lucru. Îl voi răsturna aici. Îl voi împărți în patru ca să-mi fie mai ușor să lucrez cu el. Și asta îl împart una, în patru. Deci fiecare bucată am mai împărțit-o în alte patru bucăți. Voi face niște baghete. Parcă ne jucăm cu plastilină, acum, după cum vedeți. Pachete cam de 12 cm. Voi face un nod, așa, și acum partea de jos, capătul care vine dinspre jos îl voi aduce înspre centru, iar partea care vine din sus o voi da pe dedesubt și voi uni cele două capete ale baghetei noastre. Așa arată prima chiflă. Voi unge cu un pic de ulei tava în care vor merge chiflele mele. Așa. Și prima chifla merge în tava mea. La fel procedez și cu celelalte părți de aluat. Ultimul sfert din aluatul meu îl porționez și pe el. Așa arată chiflele mele. Le voi da cu un pic de ulei pe deasupra. Și voi presăra susan.
Le acopăr ușor cu o folie de plastic. Și le las să crească până când își vor dubla volumul. După care vor merge în cuptor la foc potrivit, să nu se ardă, să se coacă bine. Chiflele pregătite de mine astăzi sunt gata. Sunt calde și pufoase. Pot constitui un mic dejun delicios alături de un pic de unt și o dulceață de casă. Vă doresc poftă bună și vă aștept la o nouă rețetă!